Bun găsit la Gândul News, sunt Oana Svoboda, iată care sunt cele mai importante informații ale orei 19. Au apărut imaginile în care criminalul din Arad care geamantanul în care se afla trupul neînsuflețit al copilei. Pe imagini se vede cum bărbatul de 23 de ani mergea relaxat cu un troller pe role, iar fratele mai mic al fetiței îl urma. Totul a fost surprins de o cameră de supraveghere la scurt timp după comiterea crimei. Apoi bărbatul a luat un taxi și a mers spre terenul unde avea să arunce trupul copilei. Locul era la 5 minute distanță de apartamentul în care locuia. I-a cerut taximetristului să îl lase mai departe de câmp, apoi a luat-o pe jos. Pentru a-l ține ocupat, pe fratele micuței l-a lăsat să se uite la desene animate pe telefon. Tatăl viteg al fetiței de 4 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta este acuzat de violență în familie, omor și profanare de cadavre. El își poate petrece tot restul vieții în închisoare. Imagini cumplite surprinse în Dâmbovița, două camioane și un autoturism s-au ciocnit în localitatea Butimanu după ce șoferul unuia dintre mastodonți a virat fără să se asigure și a lovit celelalte două mașini. În urma impactului, capul tractor al camionului care venea din sens opus a răsturnat, iar șoferul a rămas blocat în cabină. La scurt timp au ajuns mai multe ambulanțe și autospeciale de descarcerare, dar și echipaje smunt. Șoferul camioanelor, dar și șoferul autoturismului și soția lui au avut nevoie de îngrijiri medicale. Bărbatul încarcerat a fost preluat de un elicopter smut și transportat de urgență la un spital din capitală. S-a grăbit spre casă, însă a ajuns în stare gravă la spital un șofer de 45 de ani din Florești, Cluj, care a călcat prea tare accelerația, a derapat și a lovit parapetele de pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic încât mașina s-a deformat, iar bărbatul a fost cu greu extras și predat medicilor. Șoferul a fost transportat la spital pentru mai multe îngrijiri. Șoferul de BMW lovește din nou un proprietar de mașină de viteză, a fost filmat când șicanează în trafic o șoferiță. Incidentul s-a întâmplat pe șoseaua Berceni din capitală, chiar în fața spitalului Bagdasar Arseni și a fost filmat de camera de bord. Bărbatul îi taie calea femeii în repetate rânduri. Ești filmat, prostule! La semafor, șoferița oprește în dreptul autoturismului și s-a luat la ceartă cu cel care o șicanase. După ce o înjură, acesta își continuă drumul, deși semaforul era roșu. Ulterior, șoferița a povestit întâmplarea pe larg pe un grup de Facebook. Direct la poliție mă voi duce cu dovada! Direct la poliție mă voi duce! Ok! Da. Ești proastă că nu mă lasă trec. A, da? Da, poate nu te... De ce să mă dau mă la o parte? Că ești tu șmecher sau cum? Așa e, mă, eu am copil în spate să-ți fac accident, că ești tu șmecher. Cai mai danez pe străzile din Dej. În ultima vreme, străzile din România au început să semene din ce în ce mai mult cu o grădină zoologică în aer liber. După urși, vulpi, oi și paci care se plimbă prin orașe, la Dej mai mulți cai se plimbă nestingherițe aproape în fiecare zi printre mașini. Și nu oricum, ci la galop pe străzi. Chiar dacă șoferii nemulțumiți sună la poliție, oamenii legii aplică amenzi la fața locului doar dacă îi găsesc pe proprietari. Deși ar putea să îi ridice, polițiștii nu au cu ce să transporte animalele de talie mare și niciunde să le ducă, pentru că în Cluj nu există un adăpost pentru aceste animale. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!